Emil Tudor conducea JF-ul din Dâmbovița din 1991, n-a avut niciodată probleme în a câștiga alegerile, s-a hotărât să candideze din nou, deși s-ar părea că va avea mulți contracandidați în 2018. Alegerile am stabilit cu Comitetul Executiv ca să facem în termen de 6 luni de zile de la inspirarea termenului cei 4 ani de zile care au trecut. Deci, după 25 noiembrie, în care se împlinește acest termen, noi, în termen de 6 luni de zile, trebuie să facem alegerile. Candidați? Așa cum m-am pronunțat acum 2 zile, voi candida și eu, pentru că, din sursele mele, suntem foarte mulți candidați și mie îmi place ca să avem un concurs. Tudor anunță că va angaja un jurist pentru a examina dosarele candidaților pentru șefia JF-ului. Noi avem statutul și am hotărât în Comitetul Executiv ca, pe lângă membrii Comitetului Executiv, din comisie, să angajăm și un jurist din afară care să studieze aceste dosare, pentru că e o treabă foarte dificilă.